Fantastic, fantastic, mi-a rupt. Mi-a rupt. A venit mama ca sigur un tot a fost un crap și mi-a rupt. După cum ați văzut, am scăpat din era 1. Două trăsături am avut. Două trăsături, un caras și mi-a scăpat această bucată. Aia vreau să vi-l arăt. Mi-a rupt undeva la 10 metri e adâncitură. Un șanț. Trebuie să ridic peste. În fin. Asta este. Vreau să vă arăt și dumneavoastră. Se mai întâmplă. Distanța v-am arătat de multe ori. Între mal și apă. Cred că are 2 metri jumate, greu de ridicat, în această cauză trebuie să cobor, aluneci, noroi, în fine, nu mă vai că ăsta înseamnă pescuit. Să vedem totuși dacă vă pot arăta măcar o bucată. Nu trage și datorită timpului. Repet, n-am venit de mult. Ceasul 8, acum este 10 jumate, nu știu că stau. Dar poate vă arăt o perte. Un caras am luat. Scăpat unul. Dar să sperăm că mai am trăsături. Foarte mulți pescari. Baltă. Am mai scăpat din o bucată. Sunt bucăți mari. Dacă e una aș fi vrut să prind, m-am spus că am prins un caras și două bucăți am scăpat. Distanța dintre mar și apă. Uitați-vă și dumneavoastră cât este. 2 metri. Iar acolo aluneci, foarte greu de scos pește, foarte greu. Cineva în dreapta mea a prins un crab foarte frumos. Stanța e foarte mare. Nu ai cum să-l iei, ți-a trebuit un mincioc, eu știu, de 3 metri, poate și mai mult. Altfel nu poți să-l... trebuie să cobori. În această cauză scap. Nu e nicio problemă. Poate mai vine, dacă îmi vine bine. Vă arăt, dacă nu vine tot la fel, rămân cu un caras, dar îl voi arunca în apă, nu mă duc acasă cu un pește. A plouat, am venit în jurul orei 7:30, de la 7:30 plouă într-una, plouă, picură, burniță. Mi-a arătat pe mașină 14 grade. Să vedem dacă mai trage în primul rând. Foarte rar, foarte rar.
taman să se oprise ploaia, iar a luat. Și asta ar fi vremea lui. Ar fi trebuit să mănânce, dar v-am spus, am avut 3 trăsături. 3 trăsături. Rest, nimic. Scăpat unul, am prins un caras, 2 scăpați și unul prins. Un caras prins și un ciortan sau crap ce-a fost. Scăpat și încă o trăsătură în trăsătură încă. În rest, nimic. Nici nu pot să dau, datorită faptului că între foișorul acesta și foișorul care urmează, circa, să zic, 40 de metri, s-au mai făcut 3 locuri. Undeva în stuf este un loc de cineva, nu pot să dau puțin în stânga, nici lângă stuf nu pot să dau, că de dânsul, puțin mai încoa, alt loc, făcut încă un loc, în dreapta mea la fel, sunt două mașini, doi pescari, deci nu ai cum să dai decât mai aproape. Dacă încet, dacă dai puțin mai departe, automat te încurci cu pescarul din stânga sau pescarul din dreapta. Din cauza asta am evitat să mai vin. În fine, asta e. Vede. Voi începe să strâng. În 6 ore am avut 3 trăsături. Asta am prins un singur caras. A scăpat un ciortan și odată am tras în gol. Nu știu ce a fost. Se mai întâmplă. Din cauza asta evit să mai ajung sâmbătă duminica. În cursul săptămânii cu totul altceva. Dai foarte chinuit cu ghilimele de rigoare. Nu poți să arunci în dreapta, nu poți să arunci în stânga. Foarte, foarte greu. Nu știu, clar, în fine. Asta a fost. Nu e nici prima, nici ultima dată când plec decât cu un singur pește. Nu o să plec, o să-l arunc. Unde e? Stânga mea o să scot de vreme să-l usuc. Am zis că vă pot arăta un crap. Da. Știți cum e? Mă așteptam și zile din astea. Trage foarte, foarte rar. Bine, stau și puțin, 6 ore, trebuie să ajung acasă. Cam asta a fost. Ca întotdeauna, numai faptul că mă duc la pescuit este ceva extraordinar. O zi frumoasă, fir întins, numai bine!